Salut, traderi! Este data de 31 mai. Spuneam în videoul de ieri că o corecție a dolarului american pare să fie iminentă și această corecție pare să fi început ieri. După cum vedem pe ecran, avem graficul euro-dolarului și observăm această lumânare puternică de creștere. Atâta vreme cât euro-dolarul se menține peste acest minim local și peste acest nivel de suport, o strategie pe care am putea o adopta ar putea fi buy dips către acest nivel de, de rezistență din jurul valorii de 1.1830. dolarul neozelandez cu dolarul american. La fel avem uh, un început uh, de de corecție. În cazul dolarului neozelandez punem și că Minimul a fost format uh, mai de mult și avem acest puternic bullish engulfing uh, deasupra acestui minim. În cazul dolarului neozelandez, observăm că acest bullish engulfing s-a oprit exact în acest nivel de rezistență, la fel ca în cazul euro dolar, o strategie pe care am putea o adopta ar putea fi buy dips, de asemenea o spargere a acestui nivel de rezistență ar putea duce paritatea către acest nivel major de rezistență din jurul valorii de 0.7170. AUDUSD. La fel, avem un puternic bullish engulfing, ca și în cazul dolarului neozelandez. Aici avem o succesiune de minime superioare și observăm această consolidare. Aici nivelul de major de rezistență este foarte aproape, iar pentru un risc rior favorabil ar trebui să căutăm intrări în jurul valorii de 0,7530. Lira sterlină. În cazul lirei. Revenirea a fost mult mai amnemică. Avem mai degrabă un inside day uh, aici. Uh, nivelul major de rezistență este acesta de la uh, 0,135. Uh, aici, în cazul în care atinge acest nivel de rezistență, mai degrabă, având în vedere slăbiciunea uh, lirei din ultimul timp, mai degrabă aș căuta oportunități uh, de sel pentru continuarea trendului. Uh, descendent. O să închei cu USDJPY, USDJPY după ce a avut această spargere sub 108 a revenit peste și observăm că are o succesiune de lumânări cu codițe în această zonă, ceea ce mă duce cu gândul la faptul că aici s-a format un, un suport important. Aici mai degrabă aș merge pe întărirea uh, dolarului american uh, și aș căuta oportunități de intrare în piață, de intrare long, uh, în jurul valorii de 108,20, uh, uh, cu un target spre acest uh, 111. Cam atât pentru acest video. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!